Salut și bine v-am găsit la un nou episod din Among Us în 3D. Suntem împreună cu Psica. Bună. Cu Remus. Salut. Cu Luca Covrig. Salut. Și cu Focaru. Salut. Și astăzi avem un challenge pentru voi, pentru că nimeni nu are numele puse, ci în schimbul numelor avem niște coduri la întâmplare. Nu știm cine-i cine, astfel încât în momentul în care o să vină timpul să descoperim impostorul, nu o să știm care e. Așa că o să fie destul de interesant. Nu uitați să apăsați butonașul de like dacă vă place și dacă mai vreți și alte episoade cu joculețul ăsta. Câte like-uri să strângem la episodul de azi? Ia uite mă cum intră like-urile. Acum repede la 27.000. 27.000 de like-uri. Mamă, că te-a zis. Ia ziceți și voi, a? 27.500. 27.500, ok. 25.000. 25.000. 28.000. Cât? 28.000. Ba, 30.000 de like-uri acolo. Ia uite cum intră like-urile. Vă mulțumim, vă mulțumim tuturor care ați apăsat acolo pe butonașul de like. Cât mai multe like-uri să intre aici. Ia uite-le. Și un semn de întrebare. Așa, bun. Te-ai întrebat vreodată cum ar fi să te poți juca cele mai tari jocuri pe PC de oriunde te-ai afla, direct de pe smartphone sau de pe tabletă? Acum poți face asta cu Boosteroid.com, indiferent unde te-ai afla în Europa. Boosteroid.com este o platformă de cloud gaming unde ai acces direct din browser la peste 50 de jocuri free-to-play și la peste 150 de jocuri pe care trebuie să le deții pentru a le putea juca. Tot ce trebuie pentru a te putea juca pe Boosteroid sunt o conexiune stabilă la internet și unul din următoarele: un PC, un laptop, poate un Mac, o tabletă sau un smartphone, pentru că Boosteroid merge pe toate. Acum ești gata să încerci jocuri precum Among Us, Assassin's Creed Odyssey, FIFA 2020, GTA 5, Red Dead Redemption 2 și multe altele la un click distanță. Intrești în revoluția gamingului și fii parte din cea mai are platformă de gaming în cloud. Dă-i click pe linkul din descriere și beneficiază de oferta de 4,16 euro pe lună la abonamentul anual. Hai să ne întoarcem la episodul nostru obișnuit. Hai să-i dăm aici pe start și să vedem cine va fi impostorul. Eu chiar nu știu cine e, nu știu cine e nimeni. Max. O să fie tare greu. Hai, da, dați-vă pe mut și hai să trecem la task-ul. Ok. Mamă, e nebunie, mă. E nebunie curată. Hai să vedem. Facem task-ul aici. E ciudat că gen... Acum nimeni nu știe cine e. Opa. Oh, nu, deja. Enter code. De ce ai plecat de la enter code? 3, 3, 7, 8, 8, 1. Ok, și mai este un oxigen în partea asta alaltă. Era cineva care a plecat de la cod, dar având în vedere că nu știu, nu-l văd și are și aceeași culoare, vă imaginați că e nasoală treaba. Bun. 337 337 881. Yes. Bun, cine a venit aici? Să mă uit după coduri. 1909 și Q8D3. Hai că le rețin eu dacă e să le rețin. Mamă, ăsta cred că e cel mai greu challenge de până acum. Nu știu cum am să-mi dau seama cine este impostorul, sincer. Deci vă zic cât se poate de sincer că nu știu. Q8, aoleu. What? S-a băgat în perete. A fost ciudat rău de tot. Q823, ce face? What? Ok, Q823, nu știu cine ești, dar... Ok. Align engine output. Hai să facem și pe ăsta. Uite așa, fă-i frumos. Mergem mai departe. Da, deci asta cred că e cel mai dificil. Iarăși cu oxigenul, nu-mi vine să cred. Mamă, frate, chiar așa. Să ducă la oxigen, că s-au dus de acolo. Aici văd că nu e nimeni. Avem 05 6490. Ok. Bun. Se joacă, mă, impostorul ăsta. Nu, e pe trebușoară. E cam pe trebușoară, așa. 1909. Ăsta se cam ține pe mine, 1909, vi se pare? Și așa mi s-a părut. 901, cine o fi? Mi-a dat like, dar nu știu cine e. Ok. Da. Eu am dat buton ca am scan. Da, da, okay. Ai scan, dar nu avem voie să știm cine ești, deci practic nu ai voie să-ți dai scan-ul pentru că... Nu putem, adică dacă noi te vedem pe tine că îți dai scan, după aia știm ce cod ai. Și nu avem voie să știm ce cod ai. Da. Deci, nasol cu regulile de data aceasta, dar asta e challenge-ul, n-avem ce să facem, o să dăm skip vote. Ați văzut ceva suspect? Nu. Nu. Nu știu, a văzut pe unul. A văzut că cineva trebuia să bage codul și a plecat.
Am văzut și eu chestia asta, dar nu i-am reținut codul. Și în afară de asta am văzut pe unul care s-a pus pe jos lângă mine și mi s-a părut foarte ciudat. Nu știu cine a făcut chestia asta, dar... Da. Unul dintre voi. Hai, la treabă. Oh my god. Acum, practic, eu știu că el e... Că l-am văzut că s-a scanat. Dar nu rețin, frate, codul ăla. 2E57. Nu știu dacă îl rețin. Hai să facem asta cu sample-ul. Asta nu prea l-am făcut până acum. Ci că poți să dai asta și pe aia să pleci. Și asta mi-a spus voi în comentarii. Pleci de lângă el și pe aia revii să-l faci. Nu știu dacă e chiar așa, da? M-am uitat repede să văd. Ce stă toată lumea grupată, mă, tăticule? Deci toată lumea este grupată. Nu. Ești de la? Iar să pune pe jo... Q8D3. Q8D3 e foarte, foarte suspicios, frate. Foarte suspicios. Cel mai suspicios de până acum. Hai să mergem să facem inspect sample, să vedem dacă reușim. Ați avut dreptate sau n-ați avut? Ați avut, mă, dreptate, bravo. Aoleu. Hai că se scanează dacă iese să scaneze. Nu știu cine este Q8D3. Ia uite, mă, că picau în doi pe jos. Știu că Remus folosea chestia asta, dar nu știu care dintre ei acum. Bun. Test complet. A, asta a fost? Ok, asta n-a fost greu. Ești, până la urmă a murit cineva? Că... Ok, facem task-uri. Oh, nu, chiar a murit cineva. Bă, l-am găsit la security cameras și... Practic toată lumea a venit, toată lumea a venit acolo la Medbay. Da. În afară de cineva. Cine? Hai să vă zic eu cine lipsea. Deci Q8D3 și cu 1909 erau amândoi, da, la Medbay cu mine, dar BFF2 nu l-am văzut tot meciul. Da, nici eu. Cine e? Eu nu știu cine e. BFF2 nu l-am văzut tot meciul. Bă, și eu. Nu știu cine e. Ghiciți ce, eu am să-l votez? Eu îl votez pe BFF2, da, pentru că nu l-am văzut. De ce? Nu l-am văzut în meciu. Eu... Nu l-am văzut. A fost blocat cu BFF2 odată într-o cameră. Am dansat și te-am omorât cumva? Da. Păi nu, dar... Păi vezi? Respir, da? Nu știu bine, ești bine. Hai BFF2, votează că ne e din timp. Nu știu, eu, deci BFF2 nu l-am văzut. Poate nu cine e Remus. Eu sunt 1909. Aha. Nu e adevărat. A, nu e adevărat, e minciună. Nu cred. Păi, știi, mi-am dat seama pentru că practic BFF2, deci pisica tu erai? Da. Pentru că eu eram cu încă doi la Medbay. Am văzut, v-am și tu nu erai. Dar fața e că toți, bă, deci nu știu, cât timp am mers eu pe acolo, majoritatea stăteau grupați. Nu mai putem să stăm, da, grupați, știu. Că dacă stați grupați, nu are cum să-și facă treaba impostorul deloc. Adică n-am. Și de asta zic, fiecare să meargă la task-ul lui și, na, înțelegeți voi. Da. Bun, hai să-i dăm încă un match. Hai să-i dăm aici pe start. Mamă, e ciudat rău de tot. Sincer, da, e ciudat. Dar, na. Hai să mergem la task-uri. Hai să vedem. Deci e foarte straniu să joci așa. Dar, până la urmă, vrem să încercăm și challenge-uri. Și am văzut că vă plac challenge-urile pe care le facem, așa că... De ce nu? Bun. Ia să vedem, domnule, despre ce e vorba. Avem aici niște fuel engines. Mergem aici să le facem. Asta cred că trebuie, dacă nu mă înșel, din două task-ul ăsta. Parcă era din două. Și mai avem un fuel engine în partea asta altă. Băi, eu n-am reținut codurile. Puteți să-mi scrieți... Ia fiți atenți, scrieți-mi pe comentarii cine-i fiecare. Luați codul de la fiecare și scrieți-mi ăsta e ăsta, ăsta e ăsta. Singurul care știu, e pentru că l-am votat, e BFF2 care e pisica. 100% știu că e pisica. Dar restul nu știu cine sunt. Și Remus e 1909. Gata, știu și Remus. Încep să-i învăț pentru că, na, și challenge-ul ăsta nu poate fi jucat de două ori pentru că pe aia le înveți codurile și astea sunt codurile date oficial de joculețul ăsta, adică n-ai cum să dezactivezi, cel puțin din ce știu eu.
Bun, ia să vedem. Ok, până acum nimic suspect. Mergem aici la divert power. Oh, nu, oxigen. Oh, nu. Bă, da, pisica chiar ne-a jucat tare rău de tot. Adică gândiți-vă la faptul că ne-a dat oxigen de două ori. Și oxigenul e destul de dificil pentru că e posibil, sper că s-a făcut task-ul. E posibil să-l ratezi. Și dacă-l ratezi, s-a zis runda. A câștigat impostorul. Sper că face... Ok. Pisica a băgat codul. Deci pisica posibil să nu mai fie de data asta impostor. Adică, nu știu, așa mă gândesc. N-ar avea logică să fie. Dar, da, nu uitați să apăsați și voi butonașul de like dacă vă place și dacă mai vreți și alte episoade. Pentru că mi se pare foarte tare Among Us-ul în 3D. Ok. Ok, 1909, cine era lângă? Q8 de 3 s-a scanat. Q8 de 3, cine e Q8 de 3? Ok, nu știu cine e. Dar s-a scanat Q8 de 3, deci n-are cum să fie. L-am văzut că s-a scanat gen. Ok, pisica nu pare a fi, Q8 de 3 nu pare a fi. Bun, wow, ia să vedem. Opa! Deci făceam și o task-ul liniștit. A murit pisica, a murit pisica. Și așa făceam task-ul liniștit. Și eu făceam liniștit. Deci eu i-am dat report. Mă duceam către... Deci, stai o secundă, stai o secundă. Q8 de 3 s-a scanat. Deci nu are cum să fie impostor. Nu știu cine e Q8 de 3. Nu știu nici cine e Q8 de 3. Cineva a fi, cine? 1909 este Remus, deci el a dat reportul. Da, eram lângă tine, acum făceam task. Bă, eu nu știu ce să zic, eu pe Max nu l-am văzut niciodată, îmi pare rău pisica că... Mulțumesc! Stai puțin, eu cred că Remus e. Cred că a dat self-report, sincer să fiu, pentru că știți de ce? Eu am văzut-o pe pisica, gen când am plecat la oxigen, rămăsese singură. Da. Nu, haideți, votați-mă pe mine, 1909 și vedem ce o fi. Eu nu votez încă, că nu am dovezi, dar... Nu, no, să dau skip vote momentan. N-am dovezi, dar te-aș vota. Te-aș vota, dar nu... Ce pot, sunt 1909, mă votez, nu-i problemă. Da. E un pic suspicios, dar nu o să te votez momentan. Hai, înapoi la task-uri și vedem ce o să se întâmple. Deci, nu știu, din ce mi-aduc aminte? Oh, nu, iarăși... Pisica o văzusem aici ultima dată. Știi? Să vedem dacă face vreun kill cineva. Bă, nu văd nimic, ești nebun, nimic nu văd. Unde-s lights-urile? Oh my god, deci... Pă bune, ce căutam aici? Cum am ajuns aici? Doamne ferește. Aici trebuia să intru. Divert power, hai să vedem. Ok. 1909, el își face task-ul, cică. Și-l face? Da, și-l face că trebuie să apese. Că 8 de 3. Bă, ne-a închis ușa! 2E57. Ăsta ne-a închis ușa, cred că. Nu era nimeni lângă ușă. Dar nu știu cum închizi ușile. Oh, nu. Oh, nu. Sunt curios dacă pot să trec peste oxigen depleted. Dacă dau alarmă. Cred că pot. Cred că o chestie de urgență, gen. În caz de... Oh, uite, cineva a murit. Wow! Oh. Cu 8 de 3. Vă zic eu cine. Cine? Cine? E 2E57. E 2E57, pentru că... De ce? Pentru că eu eram cu... Nu mai e 1909. Nu, pentru că eu eram cu Remus la așa și când ies afară, 2E57 era afară și ghișe, era ușa închisă, ne închiseseră ușa. Da, da, poate te-o închidă și cineva care e înăuntru. Du-te, bă, că Remus își făcea task-ul și eram doar eu lângă el. Eu votez 2E57, eu așa zic. Acum nu știu, dacă o fi greșit aia, dar... Mai era și Q8 de 3, Max, da, pe la... Q8 de 3 e cam mort, nu știu ce să zic. Păi era cu tine în încăpere. A cam decedat așa dacă e. Ha! Cine era? Covrigu? Covrigu, da. Ha, mă, de te-am prins, mă.
tine, că m-ai așteptat acolo, că reparam luminile. Deși am total ce ești. 1909 era, nu era Remus. What? Da? Bă, Remus, m-ai indus în eroare, cine ești tu? E, da. Nu știu. Eu mă puneam așa pe jos. Dar de ce m-ai indus în eroare? Eu am trăit în minciună. Atât toată lumea să se bage pe task-uri. Acum. Bun, ia să vedem. Pe bune de mai știu cine e cine, frate, adică sincer. Sincer vă zic că nu prea mai știu cine e cine. Că toată lumea are alte coduri, am trăit în minciună, am crezut că Remus e 1909. Acum nici nu știu ce să mai zic, frate. Nici nu știu ce să mai zic. O să-l omor, dar mie că vine cineva. 257. Bă, dar eu nu știu care e Remus. Mi-a zis, dar nu știu care e. Sincer. Ok. Chiar dacă se uită cineva pe cameră, n-o să-și dea seama, știi? Adică e... E super aiurea chestia cu codurile. Dar e un challenge până la urmă și trebuie să-l respectăm. Eu trebuie. Am înțeles. E bine, dacă se distrează. Ok, sper că nu și-a dat seama cine a trecut pe acolo. Asta e toată șmecheria. Doamne, ce rapid e. Cine a murit? 1909, care e... Nu știu cine e. Nu e Remus. E cine? Era. Cine era? Eu cred că eu. Nu, eu. Bă, ai zis că nu ești tu 1909. Nu e. Nu e Remus. E focarul, că nu-l mai aud, deci... Da, e focarul. Bă, Remus, tu ne induci în eroare, mă, Remus. El, eu acum cred că e Remus, impostorul. Știi de ce? Pentru că a zis că el e, că să zică, ca să zicem că e mort și să poată să facă kill-uri în continuare. Da, exact. Nici ori nu am gândit la asta. Nici. Bă, eu am dat skip, ca să știți, n-am văzut nimic. Bă, eu votez pe cineva, dar nu știu cine. Pe BFF2. Da, de ce? Dar ce-am făcut eu? A, deci tu ești. Okay. Da, am dansat cu cineva, nu știu cu cine. Dau schimb. Am văzut și eu că dansai cu cineva, cineva s-a băgat în perete. Eu eram pe jos așa. Așa? A, tu erai, ok. Păi voi erați atunci. Da, și mă votează pe mine, bravo. Păi normal. Da, hai la task-uri. Da, deci, n-am fost niciodată mai confuz decât acum. Cu codurile astea e nebunie totală. Bun. Hai să vedem, ne prefacem și noi aici, că facem. E bine că poți să te prefaci, adică gen poți să ții mâna, să pară că faci task-ul, pentru că altfel ar fi destul de nasol. Wow, surpriză. Da, mă, frate, se mișcă pisica foarte repede, nu știu care e faza. Deci l-am găsit la electric. Eu cred că e Max. Cum aș putea să fiu eu? Eu m-am dus pur și simplu să-mi fac task-ul. E imposibil. Frate, m-am dus pur și simplu să-mi fac task-ul și l-am găsit pe jos. Eram în electric. Eu cred că Remus s-a dus, i-a dat kill, a fugit și eu m-am dus la electric să-mi fac task-ul și l-am găsit pe jos. Adică eu chiar... eram acum în cafeterie. Unde erai? În cafeterie, aici. Unde suntem acum? Păi, și cine a dat report? Cine a murit? Stai, cine a murit? Pisica a murit. Fix Max. Deci el a dat self-report. Cum să dau self-report? M-am dus în electric și l-am găsit pe jos, tu ce nu înțelegi? Eram cu tine în electrical. Tu erai cu mine în electrical? Da. Imediat cum am venit, ghiși ce report. Nu erai cu mine nici în electrical, what? Nici măcar nu era nimeni cu mine acolo. Efectiv am intrat înăuntru, da, era pe jos. Nu era nimeni, bine, da. Mi-am imaginat. Da, mi se pare foarte suspect totuși, dacă stai să te gândești, că a vrut să pară că e mort la început. Da? Nu, suspect e că s-a dus Remus cu pisica într-o parte și tu te-ai dus în altă parte. Eu m-am dus aici, în dreapta, și mi-am făcut task-ul. Păi și cine? Focarul mor? Cine? Nu, păi am murit pisica și tu te-ai dus cu pisica, zice Covrigu. Da, eu am omorât-o, nu? Păi nu știu, dar... Hai, Max, te rog frumos, eu te-am votat. E, da? Eu... No. Bine, și-l votez pe Remus. Eu nu votez pe nimeni momentan pentru că nu știu cine. Vedeți, ce muriți după. N-am dovezi. M-ați votat pe mine, de ce? Bă, ce? Frate, m-a descoperit. Știi care a fost faza? Am dat kill la pisica.
Și a venit Remus. Nu. Vin eu din spate. Nu, 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 știi care a fost? Deci am dat chila pisica și cumva s-a apăsat și report în același timp. Pentru că jocul ăsta, gen, dacă dai kill și nu muți repede mouse-ul de pe ăla, îi dă și autoreport. Și da. S-a dat și report în același timp. Și ce puteam să mai zic? Na, acum să-ți dai seama. Dar eu nu înțeleg covrigul totuși, de ce m-a votat pe mine, că a zis că l-a văzut pe Remus. Pentru că acum la sfârșit. Da. Te-am văzut pe tine cu pisica. Când te duceai înspre. Păi ai zis că l-ai văzut pe Remus cu pisica. După aia m-am dus încă o dată după colț, e manevră. Și bă, aia, frate, ce manevră e asta? Foame, dacă tu chiar minți sau nu. Dacă nu dădeai report, vine intra Remus în electric. Da, șoc, exact. El, și vedea că ești, deci tot te prindea. Tot mă exact. Prindea, mă, n-am ce să fac, mă, asta e. Dar am prins pe câțiva totuși, a fost destul de distractiv. Dacă și vouă v-a plăcut și dacă mai vrei și alte episoade din Among Us în 3D, nu uita să apăsați butonașul de like și noi ne auzim data viitoare. Pa, pa! Pa, pa!